În urmă cu vreo săptămână am postat al doilea episod din seria cu Ben 10 și v-a plăcut foarte mult. S-au strâns peste 16.000 de like-uri la episodul respectiv și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru chestia asta. Astăzi vreau să continuăm și să vedem dacă reușim să facem rost de următorul extraterestru din listă, pentru că îi avem pe aceștia, dar ne lipsesc doi. Văd aici unul cu multe mâini, ok, și cred că știu despre cine este vorba, și mai văd unul care e așa mai, nu știu, are niște colțuri mai ascuțite. Puteți să scrieți voi în comentarii despre ce extraterestre este vorba? Nu știu dacă știți, dar hai să mergem în direcția respectivă pentru că este destul de mult de mers până acolo. Și bineînțeles, dacă am reușit să strângem la episodul de astăzi peste 16.000 de like-uri, să depășim recordul de data trecută, aș aprecia mult, mult de tot. Vreau să facem o mică recapitulare ce extraterestre avem deja și hai să vă arăt. Îl avem aici pe Heat Blast, îl avem pe Rat. Ceva de genul ăsta îl cheamă. Dar stai să vară și ce face fiecare. Deci ăsta poate să miroase așa și să găsească prada. Poate de asemenea să se enerveze și devine foarte, foarte puternic. Și e ca un luptător, vedeți? Așa, ăsta știți deja ce face. Trage cu foc și poate să și sară așa. Bun. Ăsta se numește Accelerate. Mi-ați spus voi în comentarii și vă mulțumesc pentru asta. E destul de rapid și după cum se poate observa, se poate fără nicio problemă și n-ai timp să-l prinzi. Așa. Iar ăsta, nu știu exact cum îl cheamă, am uitat, cred că Shock Rock sau ceva de genul ăsta, poate să tragă inamicii la el și poate să-și sponeze orice. Vedeți că și-a sponat un ciocan, acum poate să-și sponeze o bâtă și mai poate să-și sponeze chiar și o tigaie. La un moment dat, uite, a scos o tigaie și se poate bate cu tigaia. Deci e destul de puternic și se folosește de electricitate. Aparent am ajutat pe cineva, nu știam că are nevoie de ajutor. Dar hai să ne transformăm în Accelerate și să mergem spre următorul extraterestru. Hai să mă uit eu pe hartă și să vedem care-i trebușoara. Deci noi suntem aici și avem nevoie să ajungem în zona de gheață. Deci noi am fost data trecută în zona de zăpadă, acum mergem în zona de gheață și acolo ce e următorul extraterestru pe care trebuie noi să-l facem rost. Nu știu exact dacă va fi cel cu multe mâini sau cel mai ascuțit așa, dar asta rămâne de văzut pentru că trebuie să ne urcăm chiar pe munte pe aici. Și să avem mare, mare grijă. Ăsta poate să călătorească chiar și pe chestiile astea. Nu știu dacă e mai rapid neapărat. Te scutește de faptul că pe jos pot apărea alți extraterestri. Și dacă mergi pe sus pe aici, ești oarecum ferit de chestia asta. Dar știi ce? Uite, pot să bag viteză așa. Da, uite, așa e mult mai rapid. Și vezi că lasă și o urmă. Dar totuși mergem în direcția greșită dacă mergem pe aici. Deci să văd eu pe unde trebuie să merg. Ok, băgăm viteză. Am ajuns din nou în zona asta în care oamenii se duc la ski. Vedeți că puteți să vă cumpărați de aici echipamente și tot ce trebuie. Dar noi trebuie să continuăm. Uite, aici este zona înghețată. Sunt curios ce extraterestru o să-mi dea. Hai să vedem. Am voie pe aici? N-am voie prin apă deloc. Ok, asta va fi un piculeț mai greu, înseamnă că. Pentru că trebuie chiar să mă duc pe unde trebuie. Eu în mod normal în jocuri m-aș fi dus direct prin apa asta. Dar nu, trebuie să te duci chiar pe pod pe aici. Ok, ia să mă transform eu în Heat Blast. O să fac asta oare? Aici nu merge. Dar în alte părți mi-a mers chestia asta. Deci avem pe cineva. Ne transformăm înapoi în Ben să vedem cine e persoana asta și ce nevoie are. Ouleu, am căzut în apă. Bun, te-am așteptat. Am nevoie de răspunsuri. Trebuie să știu unde se ascunde ăla răul. Nu mai știu exact cine e caracterul rău din jocul ăsta, dar universul ți-a trimis un mesaj. Urmează-l. Asta vei descoperi tu. Gura fără limbă. Gura fără limbă? Răspunde la telefon. E Gwen. Hey Ben, ai aflat ceva? Deci trebuie să mă uit după niște torțe undeva. Niște torțe? Ok, îmi zice că în direcția ar trebui să fie ceva. Uitați-vă până la final dacă vreți să aflați în ce extraterestru ne vom transforma și ce extraterestru vom adăuga la colecția noastră. Eu știu că Ben are mult mai mulți extraterestri decât există în jocul ăsta. Dar, na, momentan atât avem aici, dar poate mai bagă și pe viitor, cine știe. Ok, trebuie să te folosești de toți extraterestrii pentru a putea ajunge mai departe în jocul ăsta. O, mare bătălie aici, dar avem nevoie să ne batem oare? Follow the path. Ok, văd torțele pe aici.
Iarăși văd torțele. Nu trebuie să mă bat cu ăștia neapărat, dacă o să fug, că nu are rost. Important e să urmez torțele. Și atât timp când nu vine ceva după mine, eu zic că e ok. Putem să continuăm. Dar uitați-vă cum se vede harta de aici. Îmi place foarte mult joculețul ăsta. Cred că a fost extrem, extrem de bine realizat. Și cu siguranță o să mai jucăm jocuri de genul, pentru că am văzut că vă plac. Dar sincer să fiu, nu mă așteptam să vă placă chiar atât de mult. Pentru că nu e chiar genul de joc pe care l-aș juca. Dar m-a prins. Chiar m-a prins joculețul. Așa, ia să vedem noi. Pe aici e ceva? Aici se opresc torțele. Hopa, ce e aici? Bă, trebuie să mă duc aici, oare? Da, cred că da. Ok, torțele continuă pe aici, prin zona asta. A, nu am treabă cu ei. Din nou ne transformăm. Bang. Și-mi place că trebuie să combine extraterestrii ca să poți să ajungi la următorul, știi? Asta e cea mai interesantă chestie. Că nu te pune să te joci doar cu unul. Trebuie să te folosești de toți, că fiecare face câte ceva diferit. Ok, uite, acum ca să ajungem mai repede, ne transformăm în Accelerate. Și aici, oh my god. Aha, acolo trebuie să ajungem, fiți atenți. Bun, hai să vedem pe unde. Ok, aici mă pot folosi de Heat Blast. Să văd, cred că mă pot folosi de ăsta. Da. Sărim, uite așa. Șurel, ușurel. Nu știu dacă mi-l dă pe ăla cu multe mâini sau pe ălălalt. Ăla cu multe mâini îl știu, dar ălălalt chiar nu-l știu. Era vorba despre un cave de fapt, nu un om. O gură fără limbă. Era gura unui cave. Da, ce pot să zic. Noi trebuie să găsim practic portalul care ne va duce spre următorul extraterestru și nu trebuie să te bazi neapărat cu ăștia dacă nu vrei. Asta am observat eu în acest joc, cel puțin cât m-am jucat. Că nu ești obligat. Dar aici, ne folosim de ăsta. Avem trei flăcări, ok. Următoarea flacără, chiar acolo. Hai că ne descurcăm, noi nu e problemă. Nu e problemă. Și dacă ați ajuns mai aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul acela de like, aș aprecia mult, mult de tot dacă l-ați apăsat chiar în acest moment. Voi număra până la 3. Și la 3 să vedem dacă l-ați apăsat cu toții, bine? Hai să vedem. Toată lumea pregătită? 1, 2, 3 și like. Sper că ați apăsat și voi acolo pe acel butonaș de like. Și unde e a treia flacără? Aha, e tocmai acolo, eu m-am dus aici crezând că am ajuns deja, dar ce să vezi și ce să crezi, că nu e chiar așa. Bun, ne transformăm în ăsta. Easy. Așa. Aici avem nevoie de ăsta. Gata. Hai să sperăm că acolo va fi extraterestrul de care avem nevoie. Chiar mi-aș dori ceva puteri noi, că ne-am jucat cu acești extraterestri destul de mult și avem nevoie de unul nou. Ok, accelerate din nou. Opa, ce e aici? Am găsit ceva, cadou. Și o manetă. Wow, unde am ajuns? Ok, continuăm. Aparent mi-a dat din nou o destinație. Ia. M-am urcat pe munte și trebuie să ne și batem de data asta. Avem destul de mulți pe aici. Dar îi liniștesc eu imediat, ia stai așa. Ia că m-am enervat. Ia luați de aici, mă băieți. Ia luați, mă băieți, de aici. Ok, și acum vă dau și cu niște foc, că voi sunteți de gheață și n-aveți treabă. Ia, vezi de treaba ta, hai. Uite, mă. Vine să mă bată pe mine, că atât îi trebuie. Bun. Trebuie să urcăm pe vârful acestui munte. Mai colectez chestii dacă le mai găsesc, dar nu ăsta va fi principalul interes. Trebuie să ajungem până sus. E ceva aici, uite. Pe aici. Da, e destul de greu să faci rost de acest extraterestru, dar o să facem rost imediat. Nu vă faceți probleme. Și v-am zis, uitați-vă până la final că o să merite. Credeți-mă. De fiecare dată când fac rost de un nou extraterestru e foarte interesant. Așa, pe aici. Și muntele ăsta se numește Spaghetti Mountain. Nu știu de ce, dar aproape am ajuns.
Încă puțin, încă puțin. Să nu pic de aici, că atât am trebuie. Auleu, ce e aia? Și-am văzut ceva care să spun lângă mine foarte mare. Da. Dar vedeți ce vă zic, în jocul ăsta nu trebuie neapărat să te bați. Nu ești obligat să faci chestia asta. Dacă vrei să fugi, e și asta o variantă. Ok. Bun. Și cred că am ajuns. Dar nu mă lasă să mă transform înapoi în Ben, cred că e prea periculos. E o pisică aici. Ce face pisica asta? What? Ok. M-a teleportat jos aici de tot. Destinul mă așteaptă. Ia că mi-a dat și niște puncte. Punem în noroc puțin. Ok. Să avem un piculeț de noroc. Era o pisică acolo. Ia, acum o să-mi dea extraterestruare. Ah, i-am adus pisica că era ei. Ok. Hai, poți să-mi zici unde este extraterestru până la urmă? Mi-a dat ceva indiciu. Hopa. Wow. S-a rupt podul. Bate monștri. Ok, hai să o ajutăm. Cred că după asta o să ne dea noul extraterestru. Mamă, ce viteză are ăsta la bătaie! Ia uitați-vă! Wow, cât de rapid poate să fie! Hai să-i folosim și pe ăștia la azi noi. Mamă, ăștia sunt destul de puternici. Ok, avem nevoie de hit blast puțin. E mult mai bun pe partea asta de zăpadă, pentru că ăștia sunt făcuți de gheață. Și vă dați și voi seama că foc versus gheață e cam rupi. Știi? Adică uitați-vă cam cât de repede îi bat cu hit blast. Ok. Bă, dar asta nu mai moare. A rămas așa. Gata, ți-ajunge. Oh, uleu, câtă viață mi-a luat. Ok, nu e bine că m-am dus în apă. Uite, asta mai are foarte puțin la viață și nu moare. Gata, i-am dat foc. Ok. Poți să-i dai așa de la distanță. Și tot îi dai, tot îi dai. Te duci lângă el, îi dai una de-asta așa. Și să nu te nimerească pe tine. Dar uite, mi-a crescut viața puțin. Acum putem să-l batem. I-am dat un mic stun. Hai băiatul meu, hai băiatul meu, stai așa. Bătaie de aia rapidă, gat. Gata, te-am liniștit. Uite portalul, într-un final, wow. Diamond head. Cap de diamant. Ce faci ăsta, că nu știu. Știți voi? Da, deci aici o să trebuiască să luăm, să ne transformăm în el și să ajungem la final, e ca un obi. Și atunci îl vom putea păstra. Mamă, cât de mișto arată. Wow, s-a întors. Ia, ce știe să facă? Deci trage cu gheață. Ok. Surf. Wow, mamă cât de tare e și lasă o dâră așa de zăpadă, de gheață. Wow, asta e genial, frate. Asta e absolut genial. Se poate duce unde vrea el. A, nu chiar. Nu chiar unde vrea el, că la un moment dat începe să pice foarte, foarte tare. Deci în primele secunde stai așa și pe aia începi să pici, vezi? Da, cam asta e șmecheria. Dar totuși e destul de șmecher, pentru că uite, pe aici n-ai fi avut pe unde să treci. Imaginați-vă cam cât de mult o să ne ajute ăsta în momentul în care ne urcăm undeva și vrem să coborâm sau... Ok, și pe Q ce face? Dă cu un perete așa, ia uite. Șmecher rău de tot ăsta, îmi place mult. Nu-l știam, chiar nu-l știam. Diamond head. Și pot să merg așa, uite. Ok. Nu mă nimerești tu, stai liniștit. Stai liniștit, ia. Mai dau un shoot? Îi mai dau un shoot? Gat, l-am liniștit. Bun, noi trebuie să ajungem acolo. Nu o să fie o problemă pentru el. Ia uitați-vă. Vezi, deja începe să pice. Deci mergi drept, dar după aia nu mai poți să mergi drept o perioadă. Ok. De aici, la fel, o să mergem până în partea asta. Ajung? No, am vrut să ajung aici. Am ajuns, lul. Ia. Deflect. Cu cine trebuie să ne batem aici, oare? Aha, știu, eu trebuia să fiu aici jos, dar de fapt, na, eu m-am dus pe acolo pe sus. Jocul ăsta nu te limitează, știi, adică te poți duce unde vrei, dar dacă nu ești în zona potrivită, nu începe misiunea. E bine că are range, pentru că foarte multe din caractere se bat doar melee și stând foarte, foarte mult într-o singură zonă, lângă acești extraterestri, îți iei damage. Așa dacă poți să-l dai de la distanță, deci așa poți să-i dai
A, îi trimiți atacurile înapoi. Wow. Ai, e un piculesc cam OP, sincer să fiu. E un piculesc cam OP chestia asta. Dar e bine că avem noi abilitatea asta și nu invers, inamicul să aibă această abilitate. Și acum ieșim afară și putem să păstrăm extraterestru să fie al nostru. Mamă, câte chestii o să putem să facem cu el. Ia. Am scăpat. Ok. Și am terminat misiunea, nu? Find the way off the island. Ah, că gen să scapi de aici. Asta nu o să fie o problemă. Cum o să fac chestia asta? Corect? Ia că mi-a dat ceva indicii noi. Ia, hai să ne uităm pe hartă să vedem ce misiune am primit. Am primit o misiune care are legătură și în partea asta aici. Dar totuși eu m-aș putea duce, cred că și la alta? Nu, no, cred că mă obligă să mă duc la asta. Hai să mergem să terminăm misiunea asta ca să pot să păstrez extraterestru de tot. Și pe asta mergem în zona nouă, în Mlaștină, să vă arăt și acolo cum e. Aici, în oraș, trebuie să mergem. Să vorbim cu cineva de la inn. Practic de la hotelul ăsta de aici. De la resort. Ok, mergem înăuntru. Am mai fost aici, am mai vorbit cu această persoană. Trecem peste conversațiile astea. Dacă vreți, puteți să puneți voi stop să le citiți pe toate sau bine să vă jucați și voi jocul. Find a way into Hex Hotel Room. Deci trebuie să intrăm în camera lui de hotel. Hex este personajul negativ din jocul ăsta. Și noi trebuie să intrăm în hotelul lui. Dar dacă mă duc eu pe hartă... A, nu te lasă. Deci trebuie să faci misiunea asta neapărat. Păi și prin ce metodă aș putea eu să intru în camera lui de hotel? Bună întrebare. Aici nu pot, pe ușile astea, bănuiesc, nu? Nu pot. E aici în spate ceva. Ia uitați-vă. Mergem aici. Transformăm în ăsta. Și are legătură, da. Diamond Head, avem nevoie de el. De asta noi nu puteam, practic, să facem misiunea asta fără el. A, și acolo e camera de hotel, uitați-vă. Și am intrat direct. Ia uitați-vă gheața cum se topește. Și avem nevoie de ceva de la el din hotel de aici. Asta e camera lui? Am luat harta. Ok, nu pare nimic ciudat în camera asta, dar... misiunea a fost completată. Nu mă gândeam că pot să fac chestia asta. Ia, vreau să mă dau de aici. Ui! Hai că trebuie să răspundem la telefon că ne sună Gwen. Da, Gwen! Deci ne putem uita pe mission log. Și acum cred că mă lasă să selectez ce misiune vreau eu, nu? Da. Bun, deci am terminat misiunea cu extraterestrul ăsta, ca să putem să-l păstrăm. Și acum cred că o să mă duc în zona de Mlaștină, care e chiar acolo. Și dacă ne uităm, avem 2,6 km, deci destul de mult. Dacă ar fi ăsta mai rapid și ar putea să zboare, dar uite, la un moment dat pică. Cred că cea mai bună metodă de a călători tot o să fie cu Accelerate, că bagă foarte mare viteză. O, de aici vreau să mă dau cu extraterestrul ăsta, fiți atenți. Fiți atenți la șmecheria asta, ia. Stai. Asta și mă dau de aici. Ui, mamă! Ia uitați-vă cât de tare e. Da, e prea șmecher jocul ăsta, sincer. Faptul că ai atât de multe puteri și atât de multe chestii pe care le poți face. Uitați-vă cum se vede. Și grafica e bună. Și aici ne schimbăm. Mamă, ce combo am făcut. Ce combo am făcut. Bun, o să tai videoclipul și o să revenim în momentul în care ajungem exact acolo la destinație. E ceva de mers până aici, dar hai că am ajuns până la urmă. E un fel de stațiune, ceva de munte pare a fi. Ceva de genul. Văd că sunt mulți oameni aici. Ok, și ăsta este primarul. L-am mai întâlnit pe primar când eram la munte noi. La începutul jocului a fost asta, în primul episod. Nu știu dacă ați apucat să vedeți. Și mă pune să fac ceva aici în oraș. Ia, ce... A, ok. Ce că e foarte, foarte mult gunoi de ăsta și trebuie să-l... trebuie să scăpăm de el. Dar mi-l arată pe unde e? Sau trebuie să mă duc eu pur și simplu așa și să scap de el? A, mai e vreunul pe aici? A, uite. Pur și simplu trebuie să te duci să-l cauți, pentru că nu ți-apare pe vreo hartă sau ceva. Și practic așa și explorezi orașul. Dar Mlaștina e undeva în zonă. Să mergem imediat, dacă tot am primit misiunea asta, de ce să nu o facem, zic. Ok.
Și să ne mai uităm pe la magazin să văd dacă mai trebuie să mai cumpăr ceva. Ia, voi de unde ați apărut? Alo. Alo, nu vă e rușine. Nu vă e rușine așa puțin. Hai, vin încoace, că am treabă. Am treabă că trebuie să dau foc aici. Hai, ia și tu o bucată. Gata, ți-a ajuns. Mai e unul singur de dat foc, care e, uite, chiar acolo. Posibil să fie mai multe, da? Așa. Bun. Dăm foc și la ăsta și acum ne întoarcem înapoi. Vede cât de încet este Ben pe trotineta lui față de Accelerate, care bagă o viteză extraordinar de mare. Arată bine totul, este curățat. Și îmi spune acum de altă misiune pe care trebuie să o facem, dar nu o să mai facem chestia asta momentan, o să mergem direct la Mlaștină să vă arăt. Iar Mlaștina e undeva aici, dacă nu mă înșel. Da, aici este. Cum fac eu să pun un punct? Ar trebui să pot să pun un punct, dar uite, nu pot să pun punct decât pe misiuni. Și asta înseamnă că noi suntem... Unde suntem noi? Undeva pe aici suntem noi. Hai să încercăm să ajungem la zona de Mlaștină. E nasul că, uite, minimap nu-ți arată harta, îți arată doar misiuni sau chestii. Și un pic nasul că nu te poți lua după el. Da, na. Da, direcția asta e. Băgăm viteză, uite și o fermă. Cred că și pe aici o să fie ceva misiuni. Da, dar cu siguranță. Și uite, o zonă în care noi n-am fost, sau ce puțin nu ți-mi minte să fi fost, castelul ăla mare de acolo, vezi că e un castel? Sau ceva, nu știu ce. N-am fost acolo. Uite, aici e Mlaștina. Opa, așa. Prin Mlaștina mergi destul de greu. După cum se poate observa, deci nu e cine știe ce, nici măcar cu ăsta cu vitozomanul. Dar aici cu siguranță să fie un nou extraterestru. Nu știm încă care. A, uite, aici ai nevoie de extraterestru ăla nou și nu-l avem. Da, că ți arată cu semnul întrebării. Asta înseamnă că nu-l ai. Ia. Oh, ce-i acolo? Hai așa o secundă, că am văzut ceva nou. De fapt, știi ce? O să merg cu ăsta direct. E o casă cumva. Casă pe Mlaștină. Ok. A, un om de știință e aici. Interesant, interesant. Da, deci cam asta e trebușoara. În episodul următor, dacă vreți, luăm următorul extraterestru. Și poate vizităm și castelul ăla, cine știe, pentru că habar n-am ce e acolo. Nu știu, să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să facem chestia asta. Cred că ar fi șmecher. Ia, stai așa că am ajuns și la rulotă. Și uite și pe Gwen, pe bunicu. Sunt și ei aici. A, și mă pot teleporta practic în zonele pe care le-am vizitat deja. Tare. Bun, ne auzim data viitoare. Pa, pa.